venit la ședința ordinară astăzi, data 10.03.2022. Pentru început se constată că din totalul de 13 membri consilieri, domnul Axinoiu este învoit și s-a înțeles că se poate întruni ședința de consiliu. Pentru început, îi dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 62 din 7.03.2022, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local, data de 10 martie 2022, orele 16, la sediul primăriei comune Bârsănești, având următorul proiect al ordinei de zi. Punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind organizarea regulamentului de organizare și funcționare pentru compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bârsănești. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2022, precum și sancționarea faptului de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținerea a localității. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea actului acțional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management a deșeurilor solide în județul Bacău. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției lunare în sumă de 1.600 de lei pentru o perioadă de 4 luni în vederea acoperirii costurilor de întreținere a doamnei Chiru Maria din Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Sfânta Parascheva din Comuna Târgu Trotul, județul Bacău. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind prezentarea raportului de activitate ale primarului și viceprimarului, precum și ale consilierului local pentru perioada 2026-2020, martie 2022. Punctul numărul 7, proiect de hotărâre pentru aprobarea solicitării de înscriere a suprafeței de 250 de metri pătrați din trupul de pășune Beberița, parte din domeniul privat al comunei Bârsănești, în vederea instalării unei stații de emisie recepție de către RDS București. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada aprilie-mai 2022. Și punctul numărul 10, punctul numărul 9, dacă permiteți dumneavoastră să suplimentăm un proiect al ordinii de zi, dacă mi-a dat domnul secretar ca să citesc. Scrie acolo. De lumea proiectului. De lumea proiectului. S-a început ședinței, da? Domnul președinte, trebuie să puneți la vot suplimentarea. Suplimentarea, da. Da. Se supune la vot. Păi stai un pic să spună despre ce. Proiect de hotărâre pentru însușirea completărilor intervenite în inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Bârsănești-ul Bacău. Este vorba de școala de la centrul de cu activități culturale de la Bravăi și două poduri care trebuiesc trecut în inventarul domeniului public ca să le facem extrazi de carte funciară. Și trebuie să trecut în inventarul domeniului public ca să vă anunțăm. Sunt două poduri care s-au făcut în cele 2 și centrul de tineret. Se supune la vot suplimentarea. Pentru suplimentarea pe ordinea de zi a punctului numărul 9. Punctului numărul 9. Cine este pentru? S-a suplimentat ordinea de zi. Da, ordinea de zi sunteți de acord. Da, supuneți la vot și ordinea de zi în integralitate ei. În asamblee. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Potrivă? Doamna, sunteți împotrivă? Rămâne fără indemnizație. Se supune la vot conținutul proceselor verbale din data de 31.01.2022, din data de 8.02.2022
Și 11-a 3-a 2022. 11-a 2-a. Domnul președinte, permiteți-mi să intervin. Trebuia prima dată să-l puneți în discuții sau dacă sunt adăugiri pe lângă procesul verbal. Ce e la vot? Așa trebuia să procedați. Da, deci dacă sunt... Obiecțiuni, discuții, imaginea proceselor verbale. Eu nu. Dar nu m-am după procedură. Deci se pot... Dacă au fost considerate astea, foliile de învoire pentru ședințe respective, la ședințe respective, au fost învoiri, așa că... Da. Deci se pot supune la vot? Se supune la vot procesele verbale. Cine este pentru? Abținere, unanimitate sau aprobare. Îi dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta primul punct din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul compartimentului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune, articolul 1, se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești de sub acon, conform anexei la prezenta hotărâre. Articolul 2. Hotărârea va fi comunicată Comunei Bârsănești, compartiment de asistență socială, instituție prefectului de Sâmbacău și va fi afișată la sediul instituției pe pagina oficială prin grijă secretarului general al Comunei. Discuții? La punctul numărul 1. Nu se abține. Se supune la vot. Cine este pentru? Îi dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 2 pe ordinea de zi. Punctul 2, proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate în anul 2022. Primarul Comunei Bârsănești propune, articolul 1, se aprobă planul anual de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2022, furnizate de compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești sub Bacău, conform anexei care face parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Cu ducerea îndeplinirea prevederilor prezente hotărâri, se însărcinează compartimentul de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bârsănești de sub Bacău. Articolul 3. Prezenta hotărârii se va fi comunicată primarul Comunei Bârsănești, compartimentul de asistență socială, instituție prefectului de sub Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe pagina oficială prin grila secretarului general al Comunei. Discuții? Se supune la vot punctul numărul 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Îi dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2022, cum și sancționarea faptelor de încălcare a normelor privind buna gospodărire și întreținere a localităților, a localității Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune, articolul 1, se declară perioada 1 aprilie 1 iunie 2022, perioada curățenii și se aprobă programul de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2022, conform anexei numărul 1, care face parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 2, nerespectarea programului de măsuri de gospodărire a localității pe anul 2022, prevăzut la articolul 1, constituie contravenție în domeniul bunei gospodării a localității rurale și se sancționează conform prevederilor anexei numărul 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3. Primarul și viceprimarul comunei, prin compartimentul de specialitate de servire, precum și întreținere și reparații drumuri, vor aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâre. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău, primarul comunei Bârsănești și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local și pe site-ul primăriei, precum și la afișerile pe raza comune. Discuții? Dacă nu vreau să intervin,
Da, îi dăm cuvântul domnului... Primarul Planului de Măsuri este cel pe care deja noi știm și am avut și anul trecut. Noutatea și cu care a intervenit anul acesta este cea care se referă la faptul că în fiecare primăvară și toamnă ne lovim de o problemă foarte, foarte gravă, aceea a arderilor de mini și pajiști. Oamenii dau foc, unii pentru a-și curăța pajiștile și așa, iar noutatea de acum, care a venit printr-o adresă de la Garda de Mediu, este cea a sancționării celor care vor fi prinși și cei care vor fi descoperiți că au dat foc pentru asta. Sancțiunile sunt destul de drastice, pornind de la 3.000 și până la 6.000 pentru persoane fizice și de la 5.000 până la 10.000 pentru persoane juridice. Este o acțiune destul de greu de dus la îndeplinire, pentru că nu reușim să găsim de cele mai multe ori făptașii, iar domnul primar împreună cu echipa de lucru de la SBSU au avut foarte multe, făcut foarte multe intervenții în această primăvară pentru arderea miniștilor, pentru a stingere incendiile, pentru că cetățenii care au văzut, au dat doar telefon la 112, dar nu a binevoit niciodată să intervină sau să ajute măcar Comitetul pentru Situații de Urgență în stingerea acestor incendii. Este o situație cu care noi ne confruntăm și care creează reale probleme, pentru că în același moment au fost focuri atât la Caraclău, cât și la Brătești, cât și la Albele, situații care era foarte greu de gestionat, dar prezența noastră trebuia să fie acolo, în special domnul primar a fost, eu, prin condiții de sănătate, n-am putut fi prezent acolo, pentru că nu dacă puteam să fac față unor asemenea situații, dar mie mi-era milă când în fiecare seară mă suna și mi-a acum sunt acolo, acum sunt acolo, acum este un foc în altă parte, deci este o situație foarte greu de controlat și care trebuie, într-un fel, oprită. Iar statul și prin Garda de Mediu a venit cu propunerea prevăzută în legislație pentru sancționarea celor care vor fi prinși că vor da foc în continuare la pariști și la miniști. Ca altă formă, mai sunt discuții? Se supune la vot punctul numărul 3 de ordinea de zi. Cine este pentru? Abținem cu majoritate. Îi dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul 4. Eu o să dau citire la referatul de motivare și sprijin un proiect de hotărâre privind aprobarea actului acționar numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solidului Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere necesitatea extinderii sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău, proiectul extindere sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023, analiza instituțională aferentă proiectului de extindere a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău, adoptarea de către asociație a modalității de emitere a facturii în locul notificărilor de plată pentru serviciul de salubrizare la nivelul de Bacău ca urmare a modificărilor legislative. Prevederile articolului 271 aliniatul 1 și 2 din legea numărul 227 pe 2015 privind codul fiscal. Prevederile articolului 10, articolul 14 din legea 51 pe 2006 republicată privind legea serviciilor comunitare de utilități publice. Supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide al județul Bacău. Și proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 1. Se aprobă actul adițional numărul 4 la documentul de poziție conform anexei numărul 1 privind modul de implementare a proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Articolul 2. Prezentă hotărâre. Va fi adusă la cunoștință publică conform legislației viitoare și se va comunica instituției prefectului și asociației de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Articolul 3. Prezentă hotărâre. Va fi comunicată reprezentantul legal al Consiliului Local al Comunei Bârsănești în adunare generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, compartimentul tehnic, urbanism, amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bârsănești, precum și prefectul județul Bacău și va fi făcută publică în condițiile legii. Mulțumesc! Discuții la punctul numărul 4. Se supune la vot punctul numărul 4 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Este unanimitate. Punctul numărul 4 s-a aprobat.
Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul numărul 5 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contribuției lunare în sumă de 1.800 de lei în vedere, 1.600 de lei în vedere acoperirii costurilor de estimare a doamnei Tiru Maria, persoana adultă epileptică aflată în centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, Sfânta Paraschiva din Comuna Tătătrucul, județul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune. Articolul 8. Începând cu luna martie 2022, se aprobă acordarea contribuției lunare în sumă de 1.600 de lei pentru o perioadă de 4 luni, în vederea acoperirii costurilor lunare de întreținere a doamnei Chiru Maria, persoana adultă epileptică, aflată cu ambele mâini în gips, la centrul rezidențial pentru persoane vârstnice, Sfânta Parascheva din Comuna Târgu Trotul, județul Bacău. Plata se va face din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești, de la capitolul 68-5101-5702-01, articolul 2. Primarul Comunei Bârsănești, prin compartimentele de specialitate asistență socială și contabilitate buget finanțe, va aduce la îndeplinire prevederile prezente în hotărâre. Articolul 3. Prezenta hotărâre va fi atacată la Tribunalul Bacău, secția poate fi atacată la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii numărul 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificări și completări ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată secretarul general al primarul Comunei Bârsănești, Direcția Generală de Asistență Socială Bacău, Serviciul pentru Îngrijire din Prezențial în domeniul asistenței sociale, persoane adulte, precum și instituție, prefectul județul Bacău, și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul instituției și pe site-ul acestuia. Mulțumesc! Discuții la Stanciu, Virgil. Discuții la domnul primar. Da, s-a scăpat la titlu. Stanciu este deja în instituție. Deja este o persoană mai veche, asta este o persoană. Da, am greșit eu. În titlu. Această doamnă de Tiru Maria, are am două focrizi de epilepsie, a căzut jos, are am două mâini rupte. Nu avem pe nimeni ce să aibă grijă de ea. Are o fată care este în Italia și la ea, la rândul ei, este despărțită, stă în instituție a statului italian. Într-o monitorizare. Pe așa și nu are nimeni. Am căutat pe aici, prin comună, să aibă cineva grijă. Efectiv, nu am găsit. Fiind o persoană mai dificilă așa, nu am găsit pe nimeni să aibă grijă de ea. Este foarte greu să aibă două mâini rupte, dacă aveți și poza, poate ați văzut-o. Noi am încercat variante alternative, adică nu ne-am gândit ca să susținem direct din banii Consiliului instituționalizarea ei. Am încercat variantele cu vecini, cu rude, am încercat să ducem oameni de la ajutor social care să asigure prin rotație, nimeni nu a acceptat, toată lumea a refuzat să facă lucrul ăsta pentru că ar fi fost nevoie de o prezență permanentă, 24 din 24 ori. Zicem că perioada de noapte nu ar fi putut să doarmă acasă, dar fiind un om care nu are nicio mână utilizabilă, ea nu putea să-și satisfacă nici cele mai elementare nevoi. Și atunci, la insistența doamnei doctor care a reușit să o mențină în spital o perioadă mai lungă, până noi am ajuns la o concluzie și până am găsit o soluție, am decis în ultima instanță să adoptăm o hotărâre de Consiliu cu sprijinul dumneavoastră pentru a crea susținerea financiară pentru a plăti acestei persoane suma pe o perioadă de timp limitată până când ea va beneficia de recuperarea medicală de care are nevoie, adică să-și poată scoate gipsul și ea să poată să aibă măcar o mână utilă cu care să poată să satisfacă nevoile umane pe care ea le are. Sunt discuții? Se supune la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Abține. Unanimitate. Numărul 5. Eu o să dau citire la raportul de activitate. Pe parcursul anului calendaristic 2021, executivul Luatei Bârsănești, format din aparatul de specialitate al primarului și coordonat de primarul și viceprimar Ani Claudiu Cornel, a desfășurat mai multe activități specifice administrației publice locale, care sunt cuprinse într-un raport de activitate care este prezentat spre primarul de Consiliul Local și implicit cetățenilor Comunei Bârsănești. 1. Cadastre, drumuri comunale, locale, vicinale și străzi, cadastrare, izlazuri, terenuri, proprietatea OAT-ului,
școli, dispensare în cintă primăriei, achiziție, cadastrare teren, stație de clorinare, pompare, tratare apei, parte integrată în programul POIM, ca membru asociat al ADIM-ului, faza actuală a desfășurării proiectului este cea de licitație în vederea atribuirii lucrării de introducere apă curentă în primul lot de UAT-uri. Realizare SF pentru introducere gaze pe teritoriul satelor componente al UAT Bârsănești, achiziție și cadastre, cadastrare teren pentru amplasare stației de gaze model SRM, obținerea vizei fază SF în vederea trecerii din faza a doua, cea a realizării concesiunii și implicit a proiectării de către un operator de specialitate în distribuția de gaze. Finalizare construcție centru de tinere cu activități culturale în comuna Bârsănești. Finalizare lucrare finanțată prin programul PNDL 2, modernizare rețea de drumuri locale în comuna Bârsănești, județul Bacău, care a cuprins drumuri și străzi locale din satele Caracleu și Bârsănești, în lungime de 2,086 km, cu două poduri, unul de 12 metri și altul de 16 metri lungime. Realizare SF-uri pentru drum comunal de C154 Bârsănești Albele, precum și strada Mihai Eminescu din satul Caraclău, strada Slatina din satul Caraclău și depunerea acestora în vederea obținerii de finanțare prin programul național Angel Salinii. Punerea în practică a proiectului realizat anul anterior privind modernizarea mănăstirii, realizarea licitației, încheierea contractului de execuție a lucrării cu cel care a câștigat licitația, urmărind începerea lucrării și finalizarea acestuia în prima parte anului 2022. Realizare SF pentru construcție rețea de canalizare sat Bârsănești, comuna Bârsănești și depunerea acestuia pentru finanțare prin programul național Angel Salini. Realizare balastare pe toate drumurile de balast din satele componente ale comunei Bârsănești, Albele, Caraclău, Bârsănești și Brătești, îndreptate cu autogrele și compactate după balastare. A fost adoptată hotărârea numărul Hotărârea Consiliului Local numărul 40 din 17.09.2021 privind transferul de proprietate al drumului local satul Albele de la proprietarul actual, Agenția Națională Rom Silva, către UAT Bârsănești, au fost întocmite documente de specialitate și realizată de dezmembrarea cadastrală a drumului. Realizare drumului. Reabilitare drumuri calamitate în vara anului 2021, realizare de ligure, de colectare a străzii pe străzi locale din Bârsănești, strada Voiculești, Caraclău, strada Zlatere, Bârsănești, uliță Năstasă, extindere gabion cu posibilitatea de trecere cu mașina pe strada Strada din satul Caraclău. Și repoziționarea puntei pe picioare noi în vederea traversării cu mașina în condiții creșterii nivelului de apă. Prin același program de situații de urgență a fost reabilitată și rampa spre strada Mareșal Averescu din satul Brătești. Pe întreg parcursul anului au fost întreținute prin cosire, curățare drumurile comunale, locale, de C116, cu personalul din compartimentul de gospodărie și beneficiarii VMD ai legii 416. A fost implementat programul Ghișeul Pumru cu serviciul cu sprijinul căruia cetățenii comune își vor putea plăti online taxele și impozitele locale datorate bugetului local. Au fost distribuite în două tranșe prin programul FOAD atât produse de igienă cât și produse alimentare persoanele care au îndeplinit condițiile impuse prin program. A fost organizată o campanie de prevenire a îmbolnăvirii de cancer de coluterin prin deplasare la sediul primăriei a unei caravane care a asigurat consultații gratuite a unui număr de 70 de femei pe întreg teritoriul comunei Bârsănești. Au fost soluționate mai multe sesizări venite din partea cetățenilor comunei privind diverse conflicte sau litigi. Au fost realizate mai multe acțiuni cu caracter social de susținere a unor familii cu diverse probleme, însemnând probleme de spațiu, de hrană, de cohabitare familiară, intervenții în sprijinul unor persoane cu handicap. A fost extins sistemul de monitorizare video asupra unor obiective de interes public, școli, terenuri, suport, terenul de sport, centrul de tineret, toate în sprijinul siguranței cetățeanului și a obiectivelor. A fost realizată o investiție substanțială în achiziție de aparatură electronică pentru dotarea școlii gimnaziale numărul 1 în Bârsănești, în vederea susținerii online a cursurilor în cazul învățământului de la distanță. Au fost produse
aceste produse au fost laptopuri, tablete interactive și videoproiectoare, toate necesare unui proces de învățământ online de bună calitate. A fost implementat programul de colectare selectivă a deșeurilor de plastic, sticlă, cartoane și material și metal prin distribuirea de saci special de depozitare, prin campanii de distribuție din poartă în poartă, prin colectare în prima zi de miercuri a fiecărei luni de personalul primăriei cu participarea primarului și a viceprimarului. A fost completat colectivul ce reprezintă aparatul de lucru al primăriei cu 5 noi membri care au acoperit lucrările lăsate vacante prin ieșire la pensie sau transfer a celor care le ocupau. Au fost recuperate debite restante ce provin din amenzi, de ITL, amenzi circulație, impozite și taxe, expedierea a 389 de somații și o sumă totală pe parcursul anului 2021, în sumă de 130.648 de lei. Pe parcursul întregului an au fost desfășurate toate tipurile de activități specifice ce țin de încasări, taxe, impozite, activitate compartimentului agricol, eliberări, adverențe de rol, înregistrări, tranzacții de bunuri mobile și imobile, compartiment, secretariat, înregistrări, nașteri, decese și alte activități specifice fiecare compartiment în parte. Toate aceste activități au fost posibile doar printr-o muncă de echipă însemnând aparatul de lucru al primarului, coordonat de primar, viceprimar și cu sprijinul echipei de consilieri locali, membri al Consiliului Local, care au susținut prin hotărârile Consiliului Local planul și proiectele propuse din partea executivului. Cu această ocazie, mulțumim tuturor pentru implicarea în bunul mers al activității în acest an. Mulțumesc! Mulțumim domnului primar pentru raportul de activitate în data de 26.10.2020 și până în 2022 martie. Îi dăm cuvântul domnului prezentat dumneavoastră. Nu s-a fost unul comun. Pentru interesul cetățenilor, mai este site-ul comunei. Da. Să se uite acolo, cred că doamna secretar prin carte sau cineva din compartimentul ăsta de IT, cred că în carte poate. De observator nu cedim să fiecare, vreau să vă spun că fiecare acțiune pe care noi o desfășurăm în ce privește achizițiile, așa, este monitorizată cu strictețe și fără nicio fel de scăpare de către unii membri ai comunității și noi chiar suntem mulțumiți de asta, că tot ce se întâmplă la nivelul a OAT Bârsănești este făcut în mod transparent și ei pot să vadă fiecare lucru pe care noi îl cheltuim din bugetul local pentru activitățile pe care le dăm în vedere, pentru bunăstarea comunității până la urmă, pentru că, de fapt, asta este menirea noastră ca executiv, cât și a dumneavoastră ca și Consiliul Local. Cam atât, nu? Da. Sunt potrivești careva dintre dumneavoastră la... Vreau să întreb dacă s-au adus rapoartele. Da. Mi-au fost prezentate din partea domnului consilier Grigore Blancăstea, Munteanu și Pârbu, Georgiana, domnul Bionaru. Pe mine mă lăsați corigenda, cu fi. Dar de ce? Vă mai îngăduim un pic, nu? O să la duc, dacă zic. Păi n-am obișnuit să desfrântar, să știți. Da. De asta zic, de altfel mă aduceam, dar nu mi-a permis acum. Deci, nu mă bucur de când acum. Asta este a domnului Ani. Așa, Luca? Nu. Da. 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 Da.
proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de închidere pe o perioadă de 15 ani a suprafeței de 250 de metri pătrați din trupul de pășune de Teliță, parte din domeniul privat al Comunei Vârstănești, pentru instalarea unei stații de emisie recepție de către RDS București. Primarul Comunei Vârstănești propune. Articolul 8. Se aprobă închirierea suprafeței de 250 de metri pătrați pe o perioadă de 15 ani, suprafață situată în trupul de pășune de Teliță, parte din domeniul privat al Comunei, în vederea instalării unei stații de emisie recepție de către RDS București. Suprafața este identificată prin coordonate geografice aproximative. Valoarea chiriei anuale va fi de 1.200 de euro pe an. Articolul 2. Se împuternicește primarul Comunei Vârstănești, de sub acolo, să semneze în numele și pentru Comuna Vârstănești contractul de închiriere și acces pe proprietatea privată a unității administrative teritoriale în vederea instalării, întreținerii, locuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice ori a echipamentului de infrastructură necesare susținerii acestora. Articolul 3. Prezenta hotărârii va fi adusă la nivel de către primarul Comunei Vârstănești prin compartimentul urbanism și achiziții publice și responsabile de implementarea legii. Implementarea legii numărul 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice cu modificările și completările ulterioare și va fi comunicată primarul comunei compartimentelor urbanism, achiziții publice, societății RDS București, precum și instituției prefectului de sub Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii prin grijă la secretarul general al comunei. Mulțumesc! Firma RDS ne solicită să închiriem un spațiu pe teren, pe teren un teren pe Dubene aici, în care va fi amplasat acest relief. Eu zic că treabă bună, putem lucru bun. Acum două întrebări. Da. Cum s-a ajuns la suma asta anuală? Dacă au evaluat cumva terenul ceva și perioada de perioadă contractuală. Au impus-o ei? Da. Sau asta vreau să știu, dacă au impus-o ei și... Au impus-o ei. Și unde poate să concesioneze 30 până la 90 de ani. Da. Și? În stabilire sume? Da. În stabilire sume? Asta a fost oferta lui. Într-o 1.200 de ani. Într-o 1.200 a fost oferta lui. Am înțeles. A fost mai mult, am 1.500 de ani. Normal, interesul nostru era cât mai mult, dar nu te-am întrebat, dacă au venit cu un plan... Așa, asta e, știți că la urma urmei ne putem plăti... Deservești comuna, domnule? Da, deservești comuna, ok. Dacă ne deservești comuna noastră, este ok. Da. Păi, dar mai avem un releu la Brătești, așa, și mai este unul la Adelin, și vor să mai pună unul către Ionești, în partea aia la... La Caraclou, spune. La Caraclou. Spuneți-le că le aprobăm, eu zic că le aprobăm și acolo. Dar nu avem un lucru pe domeniul nostru. Am de ce nu tot undeva la proprietate privată. Și aici au vrut tot pe proprietate privată, dar nu au găsit terenul de la stradă și e o problemă. Și semnalul și astea. De unde se alimentează cu pensiune? De la un cetățean. De la un cetățean. E problema lor. Și acolo este problema cel care e problema lor. Beneficiat de la acordul nu. Nu vor de la rețea de rebranșament, vor de la un cetățean, iar cetățeanul care va ceda, va crea o parteneriat și o colaborare cu ei, va beneficia de plata un număr de kilowați pe care el va plăti în curent toată viața lui. Deci avea, este facilitatea care îi va asigura independența din punct de vedere al alimentării cu energie prin acceptarea branșării de către el. Nu mai are nevoie de solare, nu a scăpat. Problema e... Vreau să vă zic că noi avem deja o colaborare cu RCSPS, însemnând internetul de care avem nevoie pentru camerele de monitorizare de pe întreg teritoriul comunei. Alocarea de IP-uri și semnalul de internet prin care noi comunicăm cu baza, cu camerele care sunt instalate pe teren, este asigurat prin serviciul pe care îl oferă RCSPS. În condițiile astea de plată a chiriei, noi vom diminua parte din plata noastră către ei privind serviciile pe care ei ni le oferă. Deci, nu se va echivala 100%, dar mare parte din serviciile pe care ei le oferă vor fi compensate de plata chiriei către spațiul pe care noi îl vom pune la dispoziție pentru amplasarea antenei de care ei erau. Și în ultima instanță, trebuie să avem în vedere și faptul că calitatea semnalului pe care îl vor avea cetățenii la telefonie și la televiziune prin prezența
multiplicată al acestor antene va fi unul de nivel ridicat și atunci am prins mai mulți iepuri în același timp și confortul și calitatea și eficiența financiară a întregi activități derulate cu acest operator economic. Da, ei au fibra optică, la Brădești da. Sunt cu fibra optică. Pentru că ei au preluat la armele care se semna. Ei au preluat între sistemul de armele. Inclusiv eu am cu fibra optică acum de la ei. Da, este ok, merge foarte bine. Viteză mare din toate comunele. Nu știu, la Brădești pe fibra optică și două săptămâni. Da, mulțumesc. Se supune la vot punctul numărul 7. Cine este pentru? Abținere. Îi dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Să dau citit de la referatorul de necesitate. Subsemnata Paiesca Camerea, inspector tehnician urbanism, în cazul Robatie Bârsănești, va dora conștiință că pentru a putea obține intabularea pentru podurile executate prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, și centrul de tineret pentru activități culturale, respectiv cărțile funciare ale imobilor situate în satul Bârsănești, este necesar să aprobați prin hotărâre de consiliu înscrierea acestor obiective în inventarul domeniului public cu datele reieșite din măsurătorile cadastrale efectuate după cum urmează. Poziție 9, pod din beton armat, DC-154, drum de poziție, strada generală Aristide Razu. Punct 2, pod de beton armat, așa, pe drum aflat în poziție de inventar numărul 59,1, strada Progresului, executat din beton armat în anul 2021, conform procesului verbal de recepție. 3. Centru de tineret cu activități culturale, numărul cadastral 146 de 146 metri pătrați, executată prin AFIR, procesul verbal de executare a lucrărilor. Aceste înscrieri trebuie făcute conform articolul 41, alineatul 5, din legea numărul 7 pe 1996, reactualizată în data de 10.07.2018, prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 31 din 18.04.2018, fiind necesare definitivarea documentației cadastrale, atașez la plasate cu planșele cu porțiunile de tronsoane realizate în urma măsurătorilor cadastrale. Proiect de hotărâre privind însușirea completărilor intervenite în intervalul în inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Comunei Bârsănești, Consiliul Bacău. Primarul Comunei Bârsănești propune articolul 1. Se aprobă introducerea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bârsănești, Consiliul Bacău, a trei poziții noi, după cum urmează. Poziția 9 de la capitolul clădiri publice, terenul satul Bârsănești. Coloana 1 va avea următorul conținut. 1.6.164. Coloana 2 va avea următorul conținut, centru de tineret pentru activități culturale. Coloana 3 va avea următorul conținut, suprafață de 146 metri pătrați, clădire de tip fundație de beton, zidărie BCA, acoperiș, șarpantă, lemn cu învelire din tablă zincată. Coloana 4, 2022. Coloana 5, 660, 273, 660.273,65 de lei, coloana 6, proces verbal, determinarea lucrărilor numărul 417 din 28.1.2022. Articolul 2. Se înscrie dreptul de proprietate asupra imobililor prevăzute la articolul 1 din prezenta hotărâre din Cartea Funciară a Comunei Bârsănești. Articolul 3. Se va solicita avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru înscrierea obiectivelor în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oatei Bârsănești. Articolul 4. Prezenta hotărâre se comunică primarul comunei compartimentului financiar contabilitate, compartimentul tehnic, urbanism, amenajarea teritoriului, instituție prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Discuții la punctul numărul 8. Am o întrebare eu. Da. Când urmă, Grigore, pot spun? Da. Tot am mai adăugat la inventar. Da? Când ne prezentați și nou inventarul, per total, finalizat, făcut, că a trecut un an jumătate de asta. Și când o să avem discuții, mai avem un pic, mai avem... Vă prezentăm, mai avem drumul de cadastrat, este făcut măsurătorile,
ăsta din Glodosul, din Brătești, de Deal Mare până la Horbea, acolo, strada Independenței, mai avem pe ea, când se ne apare carte funciară, de pune și pe ăla și urmărim reprezentăm pe toate capoate. Tot ce este să fie votat de Consiliul Comun, care se cuprinde în integralitate toate proprietățile, tot proprietatea privată și publică a ATM Sănăci. Deci nu putem să le facem o tracțiune. Dar trebuie să ați prima dată parte componentă a unui de cu tot ce înseamnă documentația și de zi care vă ăsta trei, dacă vreți mai câteodată valori. Deci centru, podul de la Chitrea, podul de la... Independență, da. Da, așa. Valori. Valori de inventar care este în valori de inventar. Bine. Bine. Acum, dragul Valici. Din nou, port, e mai ușor. Sau de unde se fac, e mai ușor. La centrul de tineret, valoarea de inventar este de 660.000, 273,65 de lei. Podul de beton, 625.000, 536,04 lei. Ați la Chitre, da? A desideratul, da. Și pe strada Progresul, 1.071, 459.030 de lei. Dimensiunea e 12 metri și 16 metri, diferite dimensiunile lor. Nu, 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 că dar tot la asta, 1.000.000. Da, 1.071. 1.071. 3.000, adică 10 miliarde a fost. Da. Poate, nu. Da. Îi dăm cuvântul domnului Indivar. Da, eu vreau să pun în discuție următorul aspect. N-aș vrea să mă pronunț pe vot, că îl veți afla imediat. Această situație cu inventarul comun s-a pus în discuție și în anul 2019. Îmi aduc aminte că eram consilier local și atunci, cu mandat al meu din politică. Și vreau să vă spun că tot așa, eu am mari suspiciuni vis-a-vis de acest inventar, pentru că și atunci tot prin drumurile care era ceva proiecte aveam pe Caraclou cu drumurile și pe, sub masca acestor drumuri s-a votat în integralitate inventarul comun. Deși acesta avea grave probleme și grave de rezolvat anumite situații. Tot și acum același lucru îl pun în discuție. Eu găsesc foarte suspicios acest proiect de hotărâre, pentru că, în primul rând, ni s-a pus astăzi pe masă, trebuia înscris, așa cum spunea și colegul meu antevorbitor, trebuia să ne faceți integralitatea lui să-l vedem și mai sunt foarte multe lucruri de clarificat cu inventarul. În afara cărților funciare, știți bine că s-a pus în discuție și mandatul trecut și ceilalți consilieri. S-au pus multe lucruri în discuție. Nu s-au rezolvat nici până în prezent. Ori mie mi se, repet încă o dată, mi se pare suspicios acest proiect de hotărâri de astăzi cu inventarul comun. Păi ieri au venit... De altfel, numai puțin, mai am câteva lucruri de spus și termin. Așa cum, adică nu ca așa cum, să zic așa, să-i răspund și domnului viceprimar, conform codului administrativ, ordonanța de guvern 57-2019, anual trebuie să prezentați inventarul comunei. Nu trebuie să aștept nicio carte fuciară, nu trebuie să aștept niciun document altul. Spune așa, orice modificare la inventarul comunei trebuie comunicat instituțiilor care sunt abilitate să primească aceste informații, plus trebuie pus în discuție Consiliul Local. Deci orice intervenție, oricând, la orice timp. Nu că aștept carte funciară, nu știu că aștept, nu știu ce documentație. M-am uitat, am studiat. Îmi pare rău. De la minister și mi s-a spus așa, nu mai promovați absolut niciun proiect de hotărâre. Aveți să ne puneți pe masă, doamna secretar, această instrucțiune? Păi cum Dumnezeu s-o am? Păi, atunci trebuie să ne raportăm la lege, îmi pare rău. În lege îmi spune clar, anual trebuie să prezentați Consiliului Local, să-l supuneți la vot, adică nu să-l aduceți la cunoștința noastră, iar noi să ne-l însușim. Așa scrie în codul administrativ. Da, cu mențiunea că... Nu nicio mențiune în codul administrativ. Vă rog să ne arătați. Dar
nu avem ce face. Trebuie să ne arătați. Deci ca să discutăm pe lege, trebuie să ne arătați. Eu am citit foarte atent acel articol, nu are nicio mențiune. Au venit instrucțiuni clare. Prezentați-le. De 6 pagini față de persoan. Nimeni nu mai inițiază proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului până nu ai toate cadastrele, toate actele de proprietate. Le trimiți la proiectul, înainte de a supune aprobării Consiliului, îl trimiți Ministerului Dezvoltării, care este obligat ca în termen de 90 de zile să-ți răspundă dacă există observații sau dacă nu îți dă avizul, și după ce ai avizul Ministerului, supui atenției Consiliului Local și votului și abia atunci îți primește instituția prefectului respectiva hotărâre la controlul legalității actelor. Ați informat consilierii locali cu privire la această modificare sau instrucțiune primită? Păi dar noi ne străduim de atunci de când am primit-o. Eu n-am primit-o. Să facem. Dacă l-ați auzit spunând pe domnul primar că mai sunt două drumuri pe care trebuie să le facem cadastre. Deci am intensificat activitatea de realizare a cadastrelor. Ca să putem să rezolvăm și noi să fim cu totul mare. Am înțeles. Asta o susțineți dumneavoastră. Câtă vreme dumneavoastră nu ne-ați prezentat documente clare, eu personal nu pot să iau de bună ce spuneți dumneavoastră. Păi dar de ce nu ne-ați trimit-o să o pun acum? Nu era mai corect să ne-o trimiteți ca noi să o luăm la cunoștință? Să o apropiem și să putem să trimiteți. Dar nu era mai corect, doamna secretară, până acum, până la momentul acestor discuții, ca noi să luăm la cunoștință și să nu mai intrăm în aceste discuții? Nu era mai corect așa? Da, în condițiile de față, nu. Fiecare să-și asume votul, fiecare face ce dorește. Deci eu nu vreau să mă antepronunț, nici nu vreau să instig pe nimeni. Dar vă zic, conform legii, anual trebuie să prezentați inventar, orice modificare să aduce și la cunoștința consilierilor locali. Mulțumesc! Atât am avut de spus. Sunt discuții? Vreau să fac o completare. Proiectul de pe ordinea de zi de astăzi aduce discuție nu întreg inventarul, ci doar cele trei obiective care au fost finalizate pe parcursul anului 2021. Deci noi n-am supus la vot în integralitate inventarul domeniului public și privat al UAT Bârsănești. UAT Bârsănești funcționează și are un inventar al domeniului public făcut după vechile prevederi legale. Noi, în urma adresei despre care doamna secretară a făcut vorbire, avem obligația, din punct de vedere al legalității, să întocmim documentele care sunt cerute de noile prevederi legale privind inventarul domeniului public și privat al UAT Bârsănești. Obiectul discuției de astăzi pe care este supus atenție de astăzi face referire doar la cele trei obiective care au fost executate anul trecut, asta însemnând cele două poduri, unul în lungime de 12 metri, unul în lungime de 16 metri, pe străzi dimensionate și centru de drept, care au fost obiective noi care trebuie adăugate inventarului deja existent în forma de legislație, în forma pe care legea o prevedea până la noile norme pe care le-am primit despre întocmirea noului mod de inventar, de inventar pe care noi l-avem de făcut. La asta se referă. Deci nu este nicio confuzie, nu este nicio suspiciune. Noi avem un inventar pe care funcționăm, pentru că noi nu putem să depunem nici măcar un singur proiect pentru o modernizare de drum, de stradă, de casă, de proprietate a UAT Bârsănești, fără să facem referire strictă la poziția de inventariere pe care acel bun al UAT îl are. Deci noi avem inventarul domeniului public în forma vechii prevederi legale. Dar noi avem obligația, repet, să mergem după prevederea legală, să întocmim tuturor acestor obiective, documente cadastrale, cărți funciare și ulterior finalizării întocmirii acestor documente, să-l trimitem spre aprobare, așa cum a spus doamna secretară, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, așa finalizare, pentru ca noi să avem un inventar complet care să aibă toate datele de identificare, cerute de regitor în noua formă. Măcar prezentați-o în vechea formă, dar n-a fost prezentată deloc. Domnul viceprimar, permiteți-mi, vă rog, numai puțin să mai intervin. Sau, vă rog, domnul președinte, vă rog să-mi permiteți să intervin. Domnul viceprimar. Eu am spus poziția mea. Nu atât vreau să spun. Eu am făcut referire în anul 2019. Sub masca că se cadastrăm niște drumuri în Caraclău, s-a votat în integralitate inventarul comunii. Vă rog frumos, lecturați acel proiect de deci, vă rog frumos, lecturați acel proiect de hotărâre, că mi se pare că undeva prin octombrie 2019
2019 a fost votat și o să vedeți că pe lângă inventarul integral al comunei s-a pus în față și acele drumuri, dar ele au fost puse, că și de asta am zis, la mine se naște o suspiciune față de acest proiect, că am văzut că este vorba despre 3 puncte. Normal. Am văzut și eu lucrul ăsta, să nu credeți că sunt eu. Sunt completare probleme. Păi, nu putem veni în completare, adică atunci îmi veniți cu un inventar integral, acum îmi veniți doar cu 3 puncte, haideți că o să completăm. Deci, vă rog frumos, dacă atunci era în vigoare și atunci același cod administrativ care este și astăzi, trebuia să-mi veniți frumos să ne prezentați în integralitate. Ne-a subliniat, vă și spun, cu culoare roșie ne-a subliniat doamna secretară. Cele 3. Și atunci ați avut aviz? Nu-ți finește pe în 2019 ați avut aviz? Și am aprobat. De atunci și până în prezent, nu s-a mai votat și nu s-a mai adus în discuție niciun inventar de comună. Dumneavoastră vă se pare chiar corect? Da. Următorul mandat. Ideea în care... Da, mulțumesc. Noi chiar am tăcunat subiectul și cred că suntem în formul ăsta din 2020. Tot am adus în discuție subiectul cu inventarul și mereu s-a amânat. Aduceți-ne în forma în care este. Să-l vedem în măcar și... Doar ca să-l vizualizați. Să le aprobați. Aduceți-l măcar să-l lecturăm. Să-l frunzărim și să vedem despre ce-i vorba. Dacă nu va fi înfăță de acolo. Dar nu ați spus sau se stau discuțiile, domnul președinte, poate mai sunt. Nu se stau discuțiile dumneavoastră, trebuie propunse astea. Păi vedeți, dacă mai sunt, cereți, mai sunt discuții, nu știu, după aia se pune la vot. Mai cerem discuții? Cere cu punem la vot. Punctul numărul 8. De pe ordinea de zi. Cine este pentru? Sunt președinte. Am zis unul. Domnul Gemon. Și eu împotrivă, vă spun, domnul Brănar, vă rog să rectificați, am trecut acolo abținere, eu trec împotrivă, treceți la mine, vă rog. Treceți împotrivă pentru mine. Mulțumesc. De ce? Dar nu copiii unii, nu la școală unii. Da, domnul Alin, dar problema este că dacă s-a dus numai copiii, ar fi bine. Trebuie undeva făcut un spațiu îngrădit, dar totuși la școală, la caracol. Sunt camere de supraveghere. Cu intrarea din drum, separat, nu are treabă prin curtea școlii. Trebuie să găsăm o soluție. Nici la noi nu are treabă curtea școlii. Cine trece prin curtea școlii?
Păi, dar tot copiii se duc la joacă acolo, nu mă duc eu, sau... În timpul programului școlar, sau... Păi da, ieși grădiniță, ieși... Aș vrea să intervenesc să vă explic un pic și aici. Deci, unitățile de învățământ, ele nu sunt, cum să vă spun eu, nu fac parte. Nu sunt accesibile publicului decât a celor care au efectiv contact direct cu școala. În rest, ele nu sunt destinate publicului, școlile. Nu sunt destinate public, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Deci ele, după ce se termină cursurile școlare, intră sub paza autorităților locale. Prin camere de supraveghere, pază fizică, mă rog, și alte formalități de genul ăsta. Deci ele nu sunt unități publice, să zic așa, cu acces public, decât cei care au strict necesar, nu știu, să ia documente, să meargă copiii la școală, atât. Ele nu sunt destinate publicului. Decât în public restrictiv. Locurile de joacă, ele trebuie făcute în spații publice, ca să beneficieze toți copiii și toate și să aibă accesul în general. Publicul, cum se spune, pe spațiu public. Da. Mulțumesc. Deci asta. Deci trebuie făcută distinția asta. Vă dați seama, și așa la stric, acum adică pentru camere de nouă pe care nu da, nu nici nimic. Îți căutăm în altă parte atunci. De asta. Noi avem un discurs. Cum ar fi la școala veche? La școala veche de ce nu s-ar putea? Domnul Mirov, mai aveți ceva de... Nu, eu atâta vreau să pun... Domnul Grigori. Eu vreau să pun și un pic în discuție partea cu dezăpezitul ăsta. Noi tot avem probleme cu dezăpezitul ăsta pe la Brătești. Prin sat? Da, prin sat, domn primar. Dar prin sat, da. Dimineața, de exemplu, nu se dă cu antiderapant. V-am discutat de atâtea ori, am propus de fiecare dată. Deci, știți destul de bine că primele cursuri de autobuze pleacă destul de dimineață, la ori de 5.40, 5.45, parcă așa, dacă rețin eu bine orarul lor. Nu se dezăpezește, domnul primar. E polei. Dimineața era un polei pe la noi, pe DC-154, de-abia puteai stăpâni mașina. 158, îmi cer scuze, scuzați-mă. Deci era foarte, era mult polet. Deci, nu știu, ar trebui un picuț să sensibilizați dumneavoastră, angajații pentru drumurile. Ce ne făceam dacă era și drumul județean 116 la administrarea noastră? Gândiți-vă. Dacă noi nu suntem în stare... Ei, câțiva... n-au fost nici pe drumul județean. Păi bine, am văzut că n-au fost nici pe drumul județean, dar asta nu este o scuză pentru noi. Dar noi am fost azi, și mie prea trecută, că nu am avut probleme. Dimineață personal m-am uitat, vă spun sincer, personal m-am uitat și nu era nici antiderapant pentru nimic. Există un risc. Da, și vă spun că în caz de accidente și astea care sunt datorate administratorului public, sunteți bun de plată. Da, mulțumesc. Da, domnul Grigore. Nu. Domnul Vici? Nu răspund, dacă nu am răspuns. Domnul Bernardo? Problema câinilor ăsta, hai să vedem ce facem, sau e deja iară, nu am spate la mine, sunt bom, mulțit iară, bom, fătat iară, săptămâna trecută. Deci, jale cu ei. Da, dacă vine ursul, e fugărit. Noi am trimis o solicitare, chiar a venit domnul Vici, știe și dumnealui, o firmă ne-a cerut chiar 700 lei din câini. E enorm de mult. 700 lei din câini, sunt câini. Da. 700, nu 70 de lei. 7 milioane? Da. Primul an mi-am trimis o ofertă de 700 de lei pentru ca să poată să prindă un câini. Dar avem noi pe cineva care strânge câini. Doamne, dar nu vine să vină cu căscă câinile ăla, stă să pui mâna pe el, trebuie să vină cu pușcă, cu tranquilizant, cu totul. Nu poți să-l prinzi, poți să-l prinzi un câini. Sunt cei la protecție animală, sunt probleme. Nu poți tu așa să-l prinzi. Dacă ar sta să-l prinzi după blocuri, mai fugi după el. Cineva i-a duce ca o... Pe câmp poți să-l prinzi pe câmp. Vă dați seama ca să... Nu știu, dacă vreți așa, 700 lei de câini, e scump, e enorm. Dacă eu prinzi 7-10 câini, mă termina. Mult, da. Mai aveți? În rest, am discutat cu etajerile de conductor. Au fost, am discutat o sură. Domnul Mirașcu, domnul Felix, domnul...
era? Da, sunt nevoit, na, și la cuvântul, dar sunt nevoit să intervin, că am aici un document făcut de domnul Sosilea de Petru Costică, care specific aici că am mulțiat, am plantat în locul primăriei și multe altele. Asta e acum. Zice, nu, eu de la ger. Da. Da. Am din partea domnului consilier Petru Costică o hârtie aici, ce a scris domnul Petru Costică, o reclamație. Domnul Preda Benoni, consilier local, a pus o țeavă, așa cum țeava care este pusă, se poate verifica, nu este țeavă de la canalizare, nu este țeava de la fosă, nu este, se poate vedea, cu toți putem să mergem împreună acolo, este țeava care vine, fiind casa în pantă, i-am făcut o canalizare, se ducă apa, nu se ducă apa în pârai, se ducă în dușanțuri, așa cum a făcut domnul Costică Petru, că am scos țeava, că el îi plăcea numai baltă. Deci unii baltă, acolo îi place domnul Costică. Eu chiar de-am pus și rechițele alea și duze, este pe pământul meu proprietate. Se poate verifica aici, se poate, deci eu pământul care l-a cumpărat, scrie Măgieș cu pârâul. Eu acum ar trebui să schimb drumul, să dau drumul pe desubt, că așa vrem fiecare, să demolăm satul altfel, că așa vrea domnul Costică Petru. Și chiar de rechițele alea, rechițele au fost, că am mai pus și eu câte una în malul pârâului, într-adevăr am pus. Ceea ce este toată comuna și toată țara asta, să mergeți unde vreți, nu este pârâul să nu fie pe margine, să țină un mal, să țină ceva, că să le tai cu drujba, scrie domnul Costică Petru, aici că e pe izlazul comunal. Eu acolo fac curățenii mai ceva ca în o grad altora. Nu așa cum face domnul Costică Petru, taie lemnile și pune rumeguș în balta. Ceea ce... Unde? Unde? Când era balta, unde? Cred că nu puneți în balta în fața la mine. În fața porții unde ai când era balta. Și când rumegușul, puneți acolo. Eu dacă fac, eu fac curățenii... Am baltă și lignam. Păi eu fost baltă. Și o să facă din nou baltă, că s-a scos țeava aia. O vezi cineva rumeguș acolo? A, nu. Doar tot e în fior tot. Deci, vreți chiar să facem o ședință cu tot satul să... Da, faci. Invite toți domnul consilier, domnul primar, domnul vice să facem o ședință în satul ăla. Și o să vedeți atunci vocea satului, nu vocea lui domnul Costică Petru. Noi n-am venit aici să chiar să ne ținem numai de niște chestii care nu sunt binevenite. Noi am venit aici să facem ceva și să... S-a văzut. Păi, dar s-a văzut ce s-a făcut în ultimii ani. Țeava aia am scos-o, nu că chiar la presiunea dumneavoastră. Într-adevăr, nu a fost, să spune că nu a fost legal, dar totuși trebuia să stea țeava acolo și să vină instanța și să vadă de unde se duc dejecțiile, domnul Costică Petru. Aveți tone de gunoi în acolo, deci ați văzut țeava la mine și dumneavoastră aveți țeava tot acolo și se duce direct perpendicular în fântâna dumneavoastră. Deci apa nu se duce, nu are nicio legătură țeava. Ei, nu aveți. Aveți... Ce nu are nimeni în satul albă. Toni, de gunoi aveți. Și se duce direct în fântână, nu se ducea la 50 de metri în colo, unde spuneți dumneavoastră la țeavă. Da. Dar cu timp o să rezolvi și cu țeavă o să rezolvi. Și mă bărbăriți să... Spune. Nașul și cu firmă. Păi dacă uite, spune. Păi urât facem, dar domnul Costică Petru, da, doamna Gărman, când eram sclavul lui. Dacă nu eram eu și cu Lazar Ionică, nu vedeam viața lui aici la primărie. Dar uitat de toate cele bune făcute. Când mă trăia pe la Bacău și multe chestii și multe, dar domnul Costică a uitat. Eu am muncit foarte mult pentru domnul Costică Petru, dar a uitat chestiile astea. Spus... Știți că n-am fost cu dumneavoastră pe toate mâna Bărsănești? A spus clavul meu, da. V-am luat ce-a pus domnul Cărătușul. V-ați folosit de mine, destul. Știți foarte bine că n-a spus. N-am finule, dacă nu erai tu, nu ieșam vicea doleva. Da, ați uitat. Păi așa este, adevărul adevărat. Noi n-am venit aici chiar să facem vârf și ceva. Da. Ar mai fi multe dispus, că dacă scot caietul de aici și să spun toate cele, ar trebui să dăm o 3 ore. Nu, dar ceea ce e real. Dar ar mai fi o mică problemă și chiar mare. Deci în ședința următoare o să aduc și eu
hârtiuță, deci până s-a aduce țeava din fundul zăbii, care a dus-o cu știința lui domnul Costic în fundul zăbii, foarte bine. Știi foarte bine, corect. S-a ducă țeava înapoi. Nu o ia din legătura comunii Bârsănești, o duce în fundul caracalului, ca să scoată lemnii de acolo. Acolo se putea face un pod din lemn, nu trebuia luat o țeavă de dimensiuni foarte mari și dus în fundul zăbii. Păi aduceți. Păi s-o aducă cine a dus-o. Și cu știrea cum s-o... S-o dus. Asta nu-l vedeți. Îi dăm cuvântul domnului Chiera. Da, domnul Chiera. Cărgați mult tare că vă dați demisia, dar va fi scos tubul. Aveți un pic de demnitate să vă țineți de cuvânt. Da, dar de ce vrea domnul Costic pe domnul Petru, dar nu sunt chestiuni personale, domnule Zea. Haideți să discutăm chestiuni noastre care ne privesc în noi. Am spus că cu o oră mare, că dați scăzi din îngropați în locul tubului. Dacă mă... Nu mai ești frumos, trece toată lumea și-i dă ori acolo? Nu, e normal. Da, e normal. Șantul care s-a făcut trebuia făcut mai de mult și este normal șantul, da? Ar trebui să vă aduce ceva, că ați fiu altar. Deci, domnul o scos și acolo o să te sui cu domnul Lazar pe el, să vă faceți o poză amândoi, să aveți amintirii, oamenii care ați strâns atunci în mânjure pe mine, puteți să strângeți acum să vă aplaudi. Așa. Da. O să vă aplaudi. Da. 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 Da.